Deci trebuie să lămurim asta odată pentru totdeauna, nu se mai poate altfel. Care este diferența între web designer și web developer? M-ați întrebat o grămadă. Hai să lămurim asta chiar acum. Salut și bine ați revenit pe canalul meu, numele meu este Daniel și dacă sunteți pentru prima oară aici, aici postez clipuri legate de web design, videografie și fotografie și călătoriile mele. Și dacă vreți, puteți să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja până acum, pentru că o să postez în continuare multe clipuri legate de web design, lucrez și la un curs legat de web design. Fac treaba asta de aproximativ 7 ani, așa că am ceva experiență. Am făcut o multitudine de proiecte de toate tipurile, de la aplicații web, website-uri de prezentare, magazine online, aplicații de mobil și așa mai departe. În cei 7 ani de când fac treaba asta, am lucrat atât ca web designer, cât și ca front-end developer, pentru că, na, în România se cam practică treaba asta și se face confuzia între cele două. De multe ori am avut nevoie să știu și eu treaba asta. Adevărul e că prima oară am învățat front-end development și cu asta practic am început să fac. Dacă vrei să vezi exact cum am învățat web design, poți să vezi un clip aici. Am vorbit deja despre asta, așa că nu o să mai intru în detaliile astea acum. Așa că hai să trecem direct la prima categorie și anume web designer. Ce face mai exact un web designer? Cu toate că am mai vorbit despre asta, acum o să specific exact care este procesul unui web designer și de obicei cum pornește un proiect. În mare parte, un web designer este persoana care se ocupă de partea vizuală a site-ului, adică acesta face schița în Photoshop și Sketch, pe care acesta o predă dezvoltatorului, programatorului, celui care scrie cod. Ca web designer, treaba ta este să realizezi partea vizuală a proiectului. De obicei e un brief de la client, îți spune mai exact ce are nevoie de la proiectul respectiv, să zicem că faci un site de prezentare, îți dă câteva pagini care trebuie făcute, să zicem pagina principală, pagina despre noi, contact, echipă și așa mai departe. După care tu, ca web designer, trebuie să faci aceste pagini, să le faci partea vizuală și să realizezi exact cum va arăta site-ul. De multe ori nu este menționat că treaba web designerului este să și gândească cum să facă acel site astfel încât să fie cât mai ușor ca utilizatorul să ajungă la informația necesară într-un mod cât mai util și mai rapid. Pentru că până la urmă fiecare website are un obiectiv, da? Și de aici trebuie să plecăm în prima fază. Care este obiectivul site-ului sau proiectului pe care îl faci? Interesul în cazul unui site de prezentare, spre exemplu, care își vinde serviciile, este să facă utilizatorul să-l contacteze prin serviciile pe care le afișează, prin portofoliu și așa mai departe, da? Și atunci de aici trebuie să plecăm în prima fază, de la obiectivul pe care îl are site-ul. E foarte important treaba asta. După ce am definit obiectivul cu clientul, web designerul trebuie să facă oarecum un pic de user experience. Cum putem să facem utilizatorul să ajungă la obiectivul pe care îl are pe site într-un timp cât mai scurt? Adică cum să-l facem să convertească cât mai bine, să vândă produsul respectiv mai bine, pentru că e foarte important și un aspect pe care mulți nu-l iau în calcul, că web designerii nu fac practic doar partea vizuală, să gândesc și cum să facă utilizatorul respectiv să dea click mai repede, să vândă produsul respectiv. Da? După ce am făcut lucrurile astea, un web designer trebuie să facă, bineînțeles, niște schițe. De obicei eu fac niște schițe care le desenez de mână. Ăsta este primul pas pe care eu îl fac la toate proiectele, pentru că dacă fac schițele respective, elimin practic partea de structurare și cam așa arată schițele, după cum vedeți, sunt pur și simplu niște schițe care structurează exact designul și mi-arată exact ce elemente trebuie să includ pe pagină, după care voi face designul final în Sketch sau Photoshop. Asta e partea cea mai interesantă. În ultima perioadă, cel mai mult eu am lucrat în Sketch, care e o aplicație dedicată pentru Mac. Web designerii îl folosesc foarte mult în ultima perioadă, pentru că este un tool dedicat strict pentru partea asta de user interface design, de web design. Ne ajută să facem un design mult mai rapid și să fim mai eficienți, ceea ce e mult mai util. Pe când Photoshop-ul a fost un tool care inițial a fost pentru editare de imagini și a devenit cuțitul elvețian, să zic așa, și face multe lucruri bine, dar nimic perfect. Ăsta este un tool care face absolut perfect partea de web design și pentru asta a fost gândit de la zero pentru web design. Și cam asta face un web designer în mare parte, după care în momentul în care se zic că a terminat designul, de obicei eu fac și pregătesc fiecare element în parte, să zic culorile, fonturile, icoanele, absolut toate elementele de care avea nevoie dezvoltatorul pentru a face site-ul respectiv să fie citit de către browser. Bun, și acum o să trecem la web developer. O să spun în prima fază care sunt categoriile de web developer, pentru că avem front-end developer și back-end developer. Front-end developerul face practic partea vizuală, scrie în cod, de obicei cu limbajele HTML, CSS, JavaScript și jQuery, și back-end developerul face practic partea de creier, funcționalitatea site-ului, să zic partea de
programare care nu se vede, cum ar fi, nu știu, cum se trimite un formular de contact, cum trimite informațiile respective prin partea de server. Pentru că până la urmă asta face un back-end developer, face partea de server. Hai să vorbim un pic de HTML. Ideea e că nu poți să faci un website doar în HTML fără a folosi CSS și JavaScript. Pentru că, ce face CSS-ul? CSS-ul, practic, îți permite să stilizezi elementele respective care le scrii în HTML, mai exact, să modifici culoarea unui buton, să-i modifici forma, să modifici fonturile, să le faci mai mari, mai mici. Toate aceste lucruri, toată partea de stilizare se face cu ajutorul CSS-ului. Partea de structurare, mai exact, să zic că faci o secțiune, aceea este o structură. Asta se face cu HTML. Dacă vreți să aflați informații despre asta, puteți să găsiți online pe internet, sunt sigur că puteți să găsiți, o să vă fac și câteva recomandări de cărți dacă e cazul. Ca idee de bază, HTML-ul îți permite structurarea website-ului și a face secțiunile și elementele respective, iar CSS-ul îți permite stilizarea acestuia. Bun, mai departe, cu JavaScript-ul și jQuery putem să facem anumite funcționalități custom, cum ar fi, nu știu, calendare, să facem câteva chestii să se miște diferit. În mare parte, plugin-uri custom se fac cu ajutorul JavaScript-ului și jQuery. Bun, acum că am definit, sper că ați înțeles care este diferența între un web designer și un web developer, să facem o recapitulare. De multe ori aceste joburi se întrepătrund și e foarte bine ca un web designer să știe și front-end development, adică să știe puțin HTML și CSS, pentru că așa ar putea să se gândească, bă, cum ar face asta elementele respective și să le pună în practică. Dacă este un designer care este foarte avantgardist și face doar SF-uri, este destul de greu de implementat uneori anumite lucruri și de asta e bine de multe ori să fie cât mai conservator din punctul ăsta de vedere, decât dacă este solicitat. Vrem să facem ceva inovativ, vrem să facem, nu știu, chestii care nu s-au mai făcut până acum. Acum că am lămurit acest lucru și care e diferența între web designer și web developer, vreau să vă spun de ce am ales eu să fac treaba asta. Pentru că eu, după cum spuneam, am început ca front-end developer și ulterior a început să-mi placă partea asta de web design mai mult și de user interface design și să fac doar designul în Sketch sau în Photoshop și să nu mai fac cod. Mi s-a părut că e mult mai simplu, pentru că tot timpul la un front-end development există bug-uri pe care trebuie să le rezolvi și anumite probleme de cod care ulterior ajung să îți ia mult mai mult timp decât îți ia să scrii codul respectiv. Dar și front-end development-ul este un job destul de bine plătit. Dacă știi să faci anumite lucruri custom și știi să-ți faci treaba foarte bine, este un job bine plătit și acesta. Numai că pentru mine, pur și simplu, a funcționat mai bine treaba asta. Un individ pe care aș vrea să-l mai menționez, să zic așa, o altă categorie, sunt unicornii. Sunt persoanele care fac atât web design cât și front-end development, dar trebuie să recunosc că sunt destul de rari. Am avut un singur prieten și la început făceam și eu treaba asta. În momentul în care am fost angajat la o agenție, am făcut și eu treaba asta pentru că era oarecum necesar. Eu făceam designul și eu făceam și codul. Dar, din punctul meu de vedere, e o abordare greșită și focusul ar trebui să fie pe o singură categorie, pentru că așa poți să faci mai bine un lucru dedicat și să te focusezi pe ceva decât să faci două mediocru. Asta e filozofia mea, dar asta nu înseamnă neapărat că așa ar trebui să fie. Până la urmă, fiecare e liber să facă ceea ce vrea și dacă îi place să le facă pe amândouă, poate să le facă fără nicio problemă. Bă, sper că v-am lămurit. Da? V-am lămurit? Nu v-am lămurit? Lăsați în comentarii dacă aveți ceva întrebări legate de asta și mai vorbim. We'll be right back.